Vremea extremă face din nou victime. Un cioban a fost ucis de fulger într-o zonă muntoasă din Dâmbovița. Omul era cu oile la păscut când a fost lovit de fulger. În jur de 100 de animale au murit împreună cu el. Tragedia a avut loc în localitatea Fieni, într-o zonă de munte. Bărbatul era cu turma de oi când a fost lovit de fulger. Acesta nu a avut nicio șansă să supraviețuiască, la fel și circa 100 de oi care au fost ucise împreună cu el. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări în acest caz. Zona în care a avut loc tragedia este una extrem de greu accesibilă, mai ales din cauza ploilor torențiale. Când au reușit să ajungă la cioban, salvatorii l-au găsit pe acesta decedat.